Hei, salut și bine ai venit la Statistic Vorbind, o emisiune la care ai acces aerian, maritim, dar și terestru. Astăzi o să vorbim despre spațiul Schengen, adică spațiul ăla care există și nu există în același timp până ne primesc și pe noi în el. De foarte mulți ani se discută în politica românească despre aderarea României la Schengen. Așa că astăzi ne-am gândit să vorbim puțin la ce s-a întâmplat până acum, ce progrese s-au făcut și ce e probabil să se întâmple de aici încolo. Pentru că de mulți, mulți ani România se chinuie să intre în Schengen și recent s-au făcut în sfârșit niște progrese. România va intra din martie anul viitor în spațiul european de liberă circulație, însă doar cu frontierele aeriene și maritime. În vămi vom sta în continuare cu orele în trafic, mai ales în lunile cu cele mai multe concedii, august și decembrie. Sincer, dacă mă întreb pe mine, e chiar drăguț din partea lor că ne-au lăsat să păstrăm măcar traficul. Adică până la urmă, fără trafic, cum s-ar mai simți bucureștenii plecați în vacanță ca acasă? Bun. Intrăm în Schengen. Nu de tot, dar intrăm. Un fel de just the tip, dar pentru politică internațională. Dar totuși, ce este un Schengen? Mă bucur că am întrebat. Spațiul Schengen este o zonă de circulație liberă formată din 27 de țări care au renunțat la controlele vamale. Pe harta asta de pe ecran, țările din Schengen sunt astea cu albastru. Noi și Bulgaria suntem cu portocaliu, că na. În prezent, spațiul Schengen acoperă peste 4 milioane de kilometri pătrați. Adică aproape cât mama ta. Și are în el cam 420 de milioane de oameni. Adică aproape cât mama ta, dar și mai important, în fiecare an trec prin el cam 1,2 miliarde de oameni. Adică aproape cât populația Chinei. Practic, beneficiul pentru oameni este că poți să treci dintr-o țară în alta un pic mai ușor. Dar și mai important, când ajungi la vamă, nu mai trebuie să-ți arăți pașaportul și să explici vameșului de ce arăți în poză așa. Ce să zic, eram tânăr, ok? Dar nu e vorba doar de arătat pașaportul în vamă. E vorba, bineînțeles, și de mulți, foarte mulți bani. Potrivit transportatorilor români, o oră în vamă reprezintă un cost de 35-40 de euro pentru fiecare camion, care așteaptă acum între 8 și 10 ore. Sincer să fiu, asta sună mai puțin a știre și mai mult a problemă la mate de la canguru pe județ. Dar e adevărat, dincolo de control la pașapoarte, controlul la mărfuri este teribil și costă enorm de mulți bani. Și asta nu afectează doar camioanele, afectează pe toată lumea. E ok dacă intrăm cu, măcar cu avionul și cu... Decât nimic, nu? Decât nimic, da. Pentru cine stă la coadă de la camioanele care stau kilometri, e într-adevăr. Și acolo cred că se pierde foarte mult. Sunt așa de lungi cozile în vamă încât efectiv au timp să-ți ia interviu până aștepți. Nici nu-i de mirare că acum, când în sfârșit se mișcă și negocierile puțin, guvernul se bucură foarte tare. După 13 ani, în sfârșit, România va intra în Schengen. Avem acordul politic în această privință. Din martie anul viitor, românii vor beneficia de avantajele spațiului Schengen pe cale aeriană și maritimă. Implicit, portul Constanța își va crește exponențial importanța. De asemenea, sunt convins că în 2024 vom încheia negocierile și pentru frontiera terestră. Uite, e normal să ne bucurăm că am făcut un progres, dar pe de altă parte, experții avertizează că frontierele terestre, nu cele aeriene sau maritime, sunt problema mult mai mare. Și asta mai ales când iei în calcul diferența de întârzieri între țările care sunt în Schengen și cele care nu. O rezoluție a Parlamentului European arată că am avut în 2022 cost de camioane de peste 25 de kilometri, cu timp total de așteptare care ajungeau la mai multe ore sau chiar zile. Pentru țările din Schengen, timpul de așteptare e între 10 și 30 de minute. Zile întregi de întârzieri de-abia sunt acceptabile pentru răspuns la un mesaj sau pentru menstruație. Când vine vorba de transport, sigur e un dezastru. E foarte normal să ne bucurăm că s-a făcut un progres, dar asta nu ne garantează că o să rezolvăm sigur și frontierele terestre. Mai ales că nu pare că avem un plan în direcția asta. Și totuși, înțelegerea de acum nu prevede un calendar și pentru includerea frontierelor terestre, dar autoritățile române spun că vor face presiuni pentru a obține un acord în 2024, mai ales că eliminarea controalelor la granițele terestre este esențială pentru reducerea pierderilor economice cauzate de cozile infernale de camioane din vămi. În mod realist, evident că o să intrăm până la urmă în Schengen și cu frontierele terestre. Dar, practic, în momentul ăsta, e un pic cam greu să spunem că intrăm în Schengen în două etape, când noi n-avem o a doua etapă planificată. Adică, momentan, planul nostru pare să fie, vedem noi. În condițiile astea, s-ar putea să mai dureze până scăpăm de controalele din vame, și nu puțin.
Transportatorii români pierd miliarde de euro și zile întregi în vâm, iar agricultorii, antreprenorii și românii în general sunt tratați ca cetățeni de mâna a doua. Dacă asta e tot ce avem, Schengen, aerian și maritim, fără un calendar pentru aderarea deplină, o să rămânem cu controle vamale la graniță până după 2025. În punctul ăsta, planul nostru pentru aderarea la Schengen începe să sune tot mai tare ca planul meu pentru facultate. Primii 10 ani fac și eu ce pot și după aia văd eu. Și sigur că un an sau doi de așteptare în plus n-ar trebui să fie o problemă atât de mare. Asta dacă am avea un plan foarte concret și am ști sigur că doar atât o să mai dureze. Sau măcar dacă nu ne-ar mai costa o căruță de bani să așteptăm. Asta dacă într-o căruță de bani încap 10 miliarde de euro pe an, pentru că atâta se estimează că pierdem așteptând. De mai bine de 10 ani încercăm să intrăm în Schengen și sincer nu înțeleg ce poate să dureze atât la negocierile astea, mai ales că România nu a dus niciodată lipsă de băieți care să te învețe cum să devii mai convingător. Azi o să te învățăm ce să faci când rămâi fără cuvinte și 3 lucruri despre care să vorbești cu o femeie ca să-i stârnești interesul. Așa că atinge butonul ăla de like ca și cum ar fi fundul tipei care îți place și rămâi cu noi până la final, pentru că avem o surpriză tare pentru tine și crede-mă, nu vrei să o ratezi. Rămâi cu noi! Nu știu voi, dar eu nu pot să nu-mi imaginez pe băieții ăștia doi cum se combină unul cu altul, un pic violent. Poate de asta nu se uită niciodată unul în ochii celuilalt, că tensiunea e pur și simplu prea mare. Dar serios acum, de multă vreme ne chinuim să intrăm în Schengen și cele mai recente blocaje au venit din partea Austriei, pentru că votul pentru aderare trebuie neapărat să fie unanim. Adică un singur vot împotrivă blochează tot procesul și Austria și-a făcut grijile foarte clare. Austria este îngrijorată de numărul mare de cereri de azil pe teritoriul său, în ciuda faptului că este înconjurată de alte țări ale Uniunii. În conformitate cu normele europene, migranții ar trebui să ceară acest lucru în statele membre din prima linie, acolo unde intră în Uniune. Exact. Austria e îngrijorată de numărul mare de solicitanți de azil politic care ar veni la ei în țară dacă ne-ar accepta în Schengen pe noi și pe bulgari. Exact cum explică și cei de la Euronews, teoretic trebuie să soliciți azil politic în prima țară în care intri. Practic, Austria susține că regula asta nu prea se respectă. Și atunci problema cumva ar fi că ar veni mulți oameni la noi în țară, pentru că nu avem controle suficient de puternice, și după aceea ar profita de lipsa de controle din spațiul Schengen ca să meargă până în Austria să solicite azil direct acolo. Dar hai să vedem care sunt statisticile și dacă Austria nu scoate cumva problema din proporții. În 2023, din ianuarie până în iunie, Austria a înregistrat în jur de 22.000 de cereri de azil în total. Prin comparație, Germania a înregistrat peste 30.000 de cereri doar în luna ianuarie 2023. Deci e complet posibil ca Austria să scoată puțin mult problema din proporții. Adică nu-i de parcă ne dau în grijă bazele lor de date, că atunci înțelegeam. Și pe lângă asta, pe lângă faptul că președinta Parlamentului European a spus că nu există niciun motiv justificabil ca România și Bulgaria să nu fie primite în Schengen, prim-ministrul nostru a găsit un contraexemplu cel puțin interesant. Eu nu mi se par unele exagerate, fiindcă cu toții ne dorim o întărire a frontierei și cu Bulgaria și cu Ungaria. Și nu ne păcălim unii pe alții și nu ne mințim. Dar domnul Cherecheș a reușit să treacă frontiera cu un buletin a unui văr, mai tânăr cu 10 ani. Asta este adevărul. Ce mi-a plăcut adăugarea jurnalistului, zici că era tocilarul clasei. Da, domnul Ciolacu, ziceți că bine ziceți, de la vârstul care nici măcar nu era în țară, ziceți. Ziceți-le, nu-i lăsați. Extraordinar acum, mă, ne scapă și nou un primar corupt din țară și repede, scandal. Extraordinar acum ne scapă și nouă doi primari corupți din țară și repede e scandal și nu mai poți să faci nimic. Ok, s-ar putea să avem o problemă de securitate la granițe. Dar tot e destul de clar că Austria cam exagerează cu problema asta și asta se vede din condițiile pe care le pun. România trebuie să îndeplinească mai multe condiții impuse de guvernul de la Viena. Vorbim aici despre întărirea controlului la frontierele terestre, dar și despre triplarea numărului de polițiști de frontieră la granița cu Serbia. Dincolo de asta, țara noastră trebuie să aplice acordul Dublin, ceea ce înseamnă că România va fi obligată să preia migranții afgani și sirieni care ajung ilegal în Austria și despre care există dovezi că în drumul lor spre Austria au trecut prin țara noastră. Condițiile astea nu vor fi ușor de îndeplinit și fără vreun plan concret de acțiune sau fără vreun calendar, sună puțin exagerate. Dar condițiile astea nici măcar nu se compară cu ce condiții a încercat Austria să impună Bulgariei în trecut. Austria vrea ca Bulgaria să construiască un gard la granița cu Turcia. Ar face parte din rezolvarea problemei migrației. Wow!
Și un gard a fost propunerea de după negocieri. Inițial, Austria voia să propună să se facă un zid și să-l plătească Turcia. Asta a fost acum mai bine de un an, când Austria ne-a blocat și nouă aderarea în Schengen. Și atunci oamenii s-au supărat, s-au făcut boicoturi și au retras oamenii banii din băncile austriece. Nici măcar nu s-au mai oprit la OMV să facă pipi fără să alimenteze. Și boicotul a mers mai departe decât credeți. Clubul de fotbal Universitatea Craiova a plusat și a anunțat că tradiționalul cantonament de vară al jucătorilor nu se va mai face într-o stațiune montană din Austria, ci în altă țară europeană. Da, exact. Echipa de pe locul 3 din Liga 1 nu mai face cantonamentul la voi, șahmat Austria. Ba chiar avem în exclusivitate și o declarație de la capitanul echipei Universitatea Craiova și vreau să vă citesc acum și citez. Sincer, e păcat că nu mai mergem la schi, dar e ok și la mare. Au, de ce mai lovit cu cotul? A, adică noi ne antrenăm oriunde. Și pe bună dreptate ne-am supărat atunci, pentru că cum să zici că România nu are deloc controle la granițe? Adică, na, până la urmă avem și contraexemple. În portul din Constanța, de 2 ani de zile nu s-a mai descoperit nici măcar un gram de cocaină, conform datelor IGPR. În contrast, în porturi ca Rotterdam, vameșii au depistat 8 tone de cocaină în 2023 într-o singură zi. Deci hai să recapitulăm puțin. După mai bine de 10 ani de negocieri, în sfârșit, începând cu martie, intrăm în Schengen, dar doar aerian și maritim. Și între timp pierdem o tonă de bani. Ce putem să facem? Pe scurt, colegii noștri de la Politica la Minut au detaliat încă din septembrie anul trecut 4 abordări posibile pentru România, din care se pare că am optat pentru a patra, adică negociere directă cu Austria. În timp ce nicio soluție nu a fost și nu va fi vreodată simplă, deja situația asta pare extrem de ridiculă. Adică boicot am încercat, n-a prea mers. Negocierea am încercat, n-au prea mers nici alea. În punctul ăsta pare că mai avem o singură soluție și anume să apelăm la ajutorul unui expert adevărat. Cea mai nasoală situație în care poți să te afli ca stat e atunci când ești foarte aproape la un singur pas de a intra într-un spațiu de circulație internațională, dar mai există o singură țară care nu vrea. Parcă îi place să te vadă cum stai la graniță și aștepți să intri. Ce faci? Eu sunt Valentin Pitbull, combinator politic internațional și sunt aici să te ajut. Așa că hai, lovește butonul ăla de like ca și cum ar fi butonul de veto și hai să vedem împreună 3 lucruri despre care să-i vorbești ca să nu se mai gândească la granițele tale slabe. Numărul 1. Vorbește-i despre pasiunile tale. Multe țări când încearcă să lege tratate internaționale vorbesc despre ce PIB mare au sau ce sisteme digitalizate au. Tu vorbește-i despre ce te pasionează pe tine cu adevărat. Bisericile foarte mari, reclamele la păcănele, absența educației sexuale din școli și a președintelui din stat. Ține minte, dacă vrei să-și deschidă granițele, prima dată trebuie să-i arăți cine ești tu cu adevărat. Numărul 2. Fii atent la ea. Vorbește despre ea. Ce interesant la ea. Fă presupuneri despre ea. Spune chestii cum ar fi, par genul de țară care... Și după aia te gândești tu la ceva. 3. Remarcă-i micile gesturi. Poate își verifică telefonul și atunci poți să o întrebi: hei, ce faci? Te uiți la videouri cu proteste în care strigă oamenii că sunteți fasciști? Antifascista! Aleata! Aleata! Antifascista! Dacă îți plac sugestiile astea, găsești mai multe informații în ghidul agățătorului internațional cum să scapi de veto. Valabil gratuit pentru o perioadă limitată, bineînțeles. Hai, spor la negociat. Până la urmă, e foarte bine că s-a ajuns în sfârșit la un acord, chiar și dacă unul parțial. Pe de altă parte, pare că mai avem foarte mult de negociat și că nu o să devină mai ușor. Și anul ăsta avem 4 rânduri de alegeri, ceea ce înseamnă că e foarte probabil ca politicienii noștri să se concentreze mult mai tare pe campania electorală decât pe a finaliza negocierile cu Austria. Negocieri care ar trebui finalizate cât mai urgent. Altfel, o să continuăm să avem cozi kilometrice în vame, să pierdem miliarde de euro în fiecare an și, cel mai important, nu o să avem unde să ne trimitem fotbaliștii la schi, adică în cantonament. Mă rog, statistic vorbind. Eu nu mai iau sandwich de la OMV. Nu mă interesează că e cel mai bun sandwich din lume, nu numai de la toate benzinăriile. Pur și simplu mănânc de pe jos.
Deci nu mai vreau austrieci. Deci eu nu mai mănânc șuncă de austriac în viața mea.